De asemenea, cum avem atât de multe etichete noi, față de ediția anterioară a timpului, așa cum spuneam, vom lansa circa 30 de volume. Aș vrea să amintesc câteva dintre ele, pentru că nu se pot să le spun chiar pe toate. Un nou volum din seria de autor gen nou din colecția Opere, colecție coordonată de critic literar Daniel Cristenache, este vorba de Opere 2, proză, volum grijit și prefațat de Simona Popescu. De asemenea, la această ediție Bucăvest lansăm un nou proiect editorial, seria de autor Andrei Viștea, seria dedicată distinsului și binecunoscut unui antropolog și istoric al religiilor, se studiază cu două titluri. Este vorba despre Grădina de Dincolo, Zoo Sofia și Imaginea evreului în cultura română. Lansarea aceasta va avea loc pe sâmbătă la standul nostru. De asemenea, tot la această ediție a Târgului Bucfest, vom lansa două noi titluri aproape în seria de autor Aurora Liceanu. Este vorba despre o nouă ediție a volumului Remile Memoriei, precum și un volum inedit cu Vințe Crișan. Că tot vorbim de serii de autor, de seriile de autor Polirom, avem un titlu nou și seria de autor Marta Petreu. Este vorba despre volumul Un stil viața mea fără durere, un volum de eseu. De asemenea, ar puteți găsi la standul nostru. În colecția Ego Proză, o colecție de teatru română, cum bine știți, din această colecție v-aș recomanda cele două titluri semnate de Tatiana Niculescu-Bran, Țara lui Dumnezeu, un nou roman al autoarei și o nouă ediție a romanului Spovedanie la Dalap. Bine știți, unul dintre cele două romane care stau la baza ecranizării lui Cristian Dulci după de aprilie, după premiază la această acasă. Din colecțiile noastre de teatru universală, aș vrea să vă arăt volumul 2 de opere, serie de autor, Semen Peche, din cadrul colecției Biblioteca Polirom. Ultimul roman al lui Saramago, a apărut în serie de autor pe care noi am dedicat în cadrul aceeași colecție, ca el. Un nou volum semnat de Filip Ochiala, de asemenea, a apărut în Biblioteca Polirom, de data aceasta și de 30 de ani. În aceeași colecție, David Grossman, Până la capătul pământului, un roman absolut tulburător. Suntem convinși că se va vinde foarte bine și va găsi foarte mulți cititori. Tot în Biblioteca Polirom, autobiografia lui Emir Costuța, unul dintre cei mai îndrăgiți și mai apreciați regizori contemporani, unde sunt eu în toată povestea asta, o carte pe care visăm foarte mult, de asemenea. Și nu în cele din urmă, Sunset Park, un roman de Paul Auster, a apărut în colecția noastră de bestselleri și capodopere ale teatrului de pretutindeni, top 10 plus. Vă așteptăm la standul de editură Polirom și Cartea Românească cu noutăți, pachete promoționale, reduceri și evenimente. Întâlniți cu cei mai întrebiți autori. Thank you.